De astăzi sunt puse în circulație cele trei trolebuze noi, moderne, care fac parte din proiectul pe care Primăria Municipiului Mediaș l-a câștigat anul trecut, un proiect care, desigur, este pe fonduri europene nerambursabile. Obiectivul meu este acela ca, în perioada următoare, să depunem noi proiecte de finanțare, astfel încât în anii următori să putem să înlocuim toate mijloacele de transport în comun care în momentul de față au ca sursă de alimentare motorină, să le înlocuim așadar cu trolebuze și cu autobuze electrice.